Controlele efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara nu sunt secrete, așa cum fac alte instituții. Așa este și în cazul controalelor pe care în aceste zile inspectorii de muncă din cadrul ITM Hunedoara le efectuează la brutării și în magazinele de desfacere ale produselor de panificație. În perioada 5-8 aprilie vom derula la nivelul întregului județ o campanie pentru verificarea angajatorilor din domeniul panificației, cod Caian 42-4272, inclusiv magazinele de vânzare cu amănuntul acestor produse. O să avem controle de zi, controle de noapte, controle care vor viza munca nedeclarată, munca subdeclarată, întocmirea contractelor de muncă, precum și timpul de muncă. Pe cealaltă parte, a Sănătății și Securității în Muncă, vom verifica toate condițiile astfel încât lucrătorii să aibă condiții optime de sănătate și securitate la locul de muncă. În ce privește sănătatea și siguranța în muncă, amenziile care se aplică pentru nerespectarea legislației în domeniu sunt cuprinse între 1.500 și 8.000 de lei de persoană. Angajatorii care folosesc personalul peste orele normale de program riscă amenzi de 1.500 de lei la fiecare caz descoperit, iar în cazul muncii subdeclarate, adică aceea în care în acte apare un salariu, iar în realitate se plătește altul, sancțiunile sunt cuprinse între 8 și 10 mii de lei de persoană. Cele mai mari sancțiuni sunt cele legate de munca nedeclarată sau cea la negru, cum mai este cunoscută, acestea fiind de 20 de mii de lei de persoană depistată, toate aceste amenzi, ca și în cazurile anterioare, urmând a fi aplicate angajatorilor. Chiar dacă aceste amenzi sunt mari, inspectorii de muncă nu doresc să fie obligați să le aplice și speră ca angajatorii din domeniul panificației să respecte legislația.